știe că... Altă soluție nu este. Păi nu e, nu e până... Că doar... Tot a zis că aduce gazul, aduce gazul, dar... De unde gazul? Aceste imagini au fost surprinse în spatele unui bloc dintr-un oraș din Mehedinți. Orșova este primul oraș din țară în care sistemul centralizat a fost închis după Revoluție, din cauza ineficienței. De atunci, locuitorii urcă lemnele la etajele superioare ale blocurilor cu spatele. Le duceți sus. La ce etaj? La etajul 2. În jur de 6 milioane sau 6 de lei, 6 de lei banii noi, metru cub, așa, lumea ia cu 5, 550, 600, ia de la multă lume, ia din ăștia, de la Sadova, la palet, la sac, cum pun acum, paletul la mar de 2 pe 1 metru, ăla, ci că e vreo 1 milioane, sacul ăsta care alea la plasă de s-au făcut ăștia acum, ci că ar fi vreo 5-500. Este că eu stau la etajul 4, dacă n-ar fi copii să mi le urce eu. Am probleme cu inima, nu pot. Nu sobe. Pot. Sobe, șemineuri, teracote, na. Care își permit pun centrale pe peles, care nu la pensia noastră. Este destul de greu, că am o pensie de invaliditate de 12 milioane și e foarte greu. Lemnele, da, acum s-au făcut 600-700 de lei metru cub și foarte greu, ne descurcăm și... Cu mizeria în casă, cu totul, cu altă soluție n-avem decât cea mai ieftină, asta este, cu lemne. Localnicii nu mai cred că este posibilă refacerea sistemului centralizat de termoficare și spun că subvenționarea achiziției de sobe eficiente energetic ar fi necesară. Autoritățile consideră că programul trebuie extins în toată țara și să poată fi accesibil și locuitorilor din orașe care se încălzesc cu lemne. Gaz nu se poate aduce. Pentru că n-au pe unde, pe poduri, pe viaducte, nu dă voie să te dești de lucrurile lor la drumuri și poduri. Gazul, și cum e, cumpărați, cine are 60 de milioane, te costă numai până în dreptul camerei să bagi. Parterul e frig, e rece, adică așa, și cum vă spuneam, e greu, e foarte greu. Să te încălzești cu lemne la bloc? Cu lemne la bloc, exact. Sunt oameni care le duc la etajul 2, 3... La 4 sace cu lemne, plătesc. Și în celelalte 3 orașe mici din Mehedinți, este vorba de Vânju Mare, Baia de Aramă și Strehaia, locuitorii se încălzesc în majoritate cu lemne, deși locuiesc la blocuri în apartamente, județul fiind unul în care rețeaua de gaze este aproape inexistentă.